Biblioteca Municipală George Radu Melidon a fost miercuri 19 octombrie gazda unui nou eveniment cultural de excepție la care au participat foarte mulți romașcani iubitori de carte adevărată. În acest templu al cărții a fost lansat cel de-al doilea roman al scriitorului Ioan Dobreanu, intitulat Singuraticul, publicat la editura Papyrus Media. Criticul literar pietrean Lucian Stroc este și prefațătorul romanului Singuraticul, care apreciază că este cartea unui prozator de mare talent. E foarte greu să scriu un roman total. Pe fața cărții și pe coperta 4 se găsesc foarte multe aprecieri. Unele, dacă vreți, apare contradictorii, dar sunt foarte adevărate. Le-am scris după o adâncă meditație. Este un roman psihologic, este un roman istoric, este un roman citabil, este un roman rural și așa mai departe. Și în egală măsură, cineva se poate întreba cum să fie și citabil și rural. Așa este. Pentru că, până la urmă, scriitorul acesta are această capacitate. Țin minte că eu l-aș face cetățean de onoare al Milborului, pentru că are cele mai frumoase pagini scrise despre Milbor. M-am uitat pe carte să văd unde este acest Milbor și dacă este adevărat ce spune acolo. Și, mă rog, am ajuns la concluzia că este un autor de tip sadovean, într-un anumit sens. Și criticul ieșean Emilian Marcu a vorbit în termeni extrem de elogioși despre romanul Singuraticul. Este acest roman un roman de dragoste? Cititorul își va da seama, după lectura lui, că are în față cartea unui prozator care știe să realizeze scene de trăire emoționantă, memorabilă, cu manifestări ce aparțin de un alt timp, încărcate de emoții cu totul special. Este un roman social? Sigur că da. Este un roman istoric și asta se poate spune pentru că sunt tușe cu trimitere la o întreagă cavalcadă de fapte și de date despre țări și personaje istorice. A se vedea cum este tratat domnitorul cu Grigore Ghica al III-lea, cel al cărui destin este legat de soarta Bucovinei. Cu bune și cu rele. Este un roman turistic? Sigur că da. Desele plimbări, în toată Moldova de Nord, prin Bucovina întreagă, prin Ardeal, prin Austria, prin Italia și prin alte locuri, ne fac să percepem acest roman drept unul cu caracter turistic. Este un roman al intelectualului rafinat, iubitor de literatură, pictură, dar mai ales de muzică? Sigur că da. Profesorul Gheorghe M. Ciobanu a întărit ideea că ne aflăm în fața unui roman eveniment, de a cărui valoare suntem convinși doar atunci când îl citim. În primul rând ne-a tras atenția coperta. După mine, coperta unei cărți are funcții de ADN. Tot ce are ca esență o carte, dacă coperta e bine gândită și reușită ca realizare, spune tot și cuprinde în interior. Coperta de la Singuraticul e o copertă care mai mult te pune pe gânduri ea decât poate citind un fascicul alt sau fascicul mâinii, pentru că sintetizează numai într-o fotografie, o fotografie minunat surprinsă, o fărâmă din parcă simbolul cosmic al singurătății. Despre conținutul romanului au mai vorbit profesorul Mihai Andone, fost coleg de cancelarie cu autorul la Colegiul Național Petru Ponei, preotul Florin Țuzganu, profesoara pensionară de limba și literatura română Elvira Popescu. Au salutat evenimentul directorul Bibliotecii Municipale Cristina Panaite, primarul municipiului roman Dan Laurențiu Leoreanu, Mircea Beloiu, membru al Comisiei de Cultură din Consiliul Local. De organizarea evenimentului s-a ocupat Dan Dimitriu, un membru al Societății Culturale Clepsidra. Ca de obicei, postul de televiziune Roman 24 s-a ocupat de transmiterea integrală în direct a lansării de carte, care a fost posibilă prin contribuția inginerului Ioan Țaralungă, director al firmei Hidroterm Roman și a deputatului PSD Ioan Munteanu. Cei care au pierdut evenimentul îl pot regăsi integral pe site-ul postului de televiziune roman24.ro.